Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Hali Ibrahim Ceyhan și Slater Kolu au devenit figuri binecunoscute în multe țări din întreaga lume după spectacolele lor în serialul TV Emanet. Aceste hituri nu au fost în niciun caz acceptate de reclame. Ei au reușit să realizeze acest lucru complet datorită propriilor eforturi și eforturi. Reporterii revistei, care au văzut asta, au început să urmărească fiecare mișcare a iubitului nostru cuplu. Indiferent ce fac Halil și Sila, tabloidele îi urmăresc oriunde merg. După ce au primit vestea că Halil Ibrahim și Sila s-au cazat într-un hotel faimos din Istanbul, jurnaliștii au început imediat să aștepte în jurul hotelului. Halil și Sila nu au părăsit hotelul multă vreme când și-au dat seama că mesagerii îi urmăreau. Motivul pentru care cuplul nostru a venit la hotel nu a fost pentru a sta acolo, ci pentru a lua cina cu prietenii lor în restaurantul hotelului. Halil și Sila, care au luat masa și au discutat cu prietenii lor, au fost informați de reporterii tabloid cu un avertisment din partea personalului hotelului. Dându-și seama că nu pot scăpa de reporteri, actorii de succes le-au permis să facă poze, dar au părăsit hotelul cu mașinile lor, lăsând întrebări fără răspuns. Dragilor noștri jucători, nu le place să fie împletite cu lumea revistelor. Ei consideră că este mai convenabil să trăiască o viață simplă. Pentru ca fi subiectul știrilor tabloide uzează vedetele din Turcia. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!